Tânărul interpret de muzică populară Marius Iulian Elcu s-a stins din viață la doar 43 de ani după o intervenție chirurgicală la stomac. Stabilit în Italia, la Verona, de mai mulți ani, Marius a revenit în țară anul acesta, iar la finalul lunii iunie a fost internat la Spitalul Județean Mavromati din Botoșani. La începutul lunii iulie, pe rețelele de socializare au fost lansate numeroase apeluri pentru donare de sânge, dar din păcate starea de sănătate a lui Marius s-a înrăutățit. Pe 27 iulie, organismul tânărului artist a cedat. Medicii au pronunțat decesul. Lui Marius i-a venit taxiul, deși este din aceeași generație cu mine, și s-a dus să-și întâlnească neamurile și pe toți cei care i-au ascultat glasul de dascăl. Este doar unul dintre numeroasele mesaje transmise pe Facebook.